Circa 50 de membri ai organizației de tineret ai Partidului Liberal au venit în fața guvernului la o întâlnire cu prim-ministru Zinaida Greceanu. Cu acest prilej, tinerii au ținut să ofere fiecărui ministru daruri ce semnifică activitatea lor. Ca urmare, miniștrii au primit o sapă, o carte de istoria românilor, o pereche de caluși, o geantă de voiaj și multe altele. Nu trebuia să veniți, că noi de fiecare dată la întâlnirea noastră legem singuri pe cei care trebuie să vină. Doamna prim-ministru, ultim prim-ministru comunist, și chiar am venit la dumneavoastră astăzi cu niște cadouri care semnifică de fapt și activitatea guvernului și a fiecărui ministru în parte. Pentru ministrul economiei Dodon, îi cadonăm 1 leu ca să-l țină în sus și să lase în pace valuta națională. Andrei Stratan, o geantă de voiaj. De viceministrul Stepaniuc, doctor în istorie, un manual de istorie a românilor. Ministrul agriculturii, Anatolie Borodenco, o sapă să simtă pe pielea lui cum e să lucrezi pământul având asemenea utilaj în dotare. Pentru ministrul construcțiilor și dezvoltării teritoriului, Vladimir Băunovici, o pereche de caloși să nu-și murdărească pantofii de glot. Ministrul Educației și Tineretului, Larisa Șalca, niște cărți de joc. Pentru ministrul Sănătății, Larisa Catrinici, avem o poliță de asigurare în medicină, dar și medicamentele pe care le asigură aceasta. Un tifon, o seringă, o cutie de pastile și o sticlă de soluție de iod. Ministrul Afacerilor Interne, Gheorghe Papuc, avem un pachet de fasole și atenție la conținut. Fără daruri nu au rămas atât prim-ministru cât și președintele Voronin. Tot prin intermediul dumneavoastră dorim să-i transmitem președintelui Vladimir Voronin un cod penal ca să calculeze singur câți ani mai are să steie, o să aibă să steie în închisoare. Un abat. Pentru ca să vă așezați ca contabil, să mai calculați încă o dată creșterea economiei țării, dar luând în considerație și creșterea prețurilor. După ce au adunat darurile, tinerii au mers în guvern să le transmită. Bună ziua! La dumneavoastră a venit cu un cadou pentru doamna Greceanu. Prin cadourile care le-am dat, am marcat și activitatea lor, cum au lucrat pe parcursul anilor și ce au făcut. Și de fapt i-am trimis la muncă, în teren, fiecare, prin instrumentele relevante, spunem așa, sugestive, ca să muncească, să vadă într-adevăr